Ce nu poate să facă, de fapt, un diplomat astăzi? Ce nu poate face este, de exemplu, să fie polul de adresare al intereselor economice al unei țări. E foarte greu, în primul rând pentru că universul economic este mult, mult mai dinamic și, din acest motiv, cu mult mai mulți pași înaintea dialogului politic bilateral sau multilateral. Da. Granițele, de fapt, sunt desființate prin procesele de globalizare, în primul rând între teritoriile de autoritate ale economiilor naționale. Și rolul statului oricum din ce în ce mai mic. Tocmai. Deci și rolul diplomatului se diminuează. El poate, evident, să rămână la suprafața sensibilă a intereselor unui stat și să sesizeze ocaziile cele mai bune pentru ca schimbul economic sau tranzacțiile de orice natură, evident, mari, consistente, importante, strategice, să se poată realiza prin intermediul celor care au cădere și autoritate față de asta. Dar lumea asta, din ce în ce mai globalizată, este și din ce în ce mai tensionată în unele momente. Fără discuție. Diplomatul însă astăzi, spre deosebire de diplomatul cu pretenție de personalitate renascentistă de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, are nevoie, evident, de un instrument, de instrumente lingvistice. Se și presupune, de fapt, că navighează ușor între diferitele exprimări vernaculare. Pe de altă parte, însă, trebuie să fie extrem de prezent în dezbaterile politice sau diplomatice sau strategice ale locurilor în care el lucrează, unde este acreditat. Mai interesant, însă, este altceva. Experiența pe care Uniunea Europeană o generează astăzi cu Serviciul de Acțiune Externă și care oferă diplomatului care are un pașaport național capacitatea de a... Îi reprezenta și pe alții. Exact. Și de a naviga într-un ansamblu multinațional, reprezentând, de fapt, un conglomerat de interese naționale care nu au ajuns încă, prin filtrare și sedimentare, la reprezenta interesul însuși al Uniunii Europene. Evident. E o disonanță cognitivă între ceea ce poate un diplomat crescut la școala intereselor naționale să propună în numele Uniunii Europene și ce poate, de fapt, Uniunea Europeană să-l mandateze pentru a fi corect și eficace reprezentată altundeva.